Pentru voi nativ scorpion sau cu ascendentul scorpion, spuneam undeva în introducerea acestui horoscop, pentru cei care au văzut și introducerea, că trei elemente care rezonează la zodia voastră sunt într-o alianță unicat, cred că din toate timpurile. Și anume Pluto, Marte, cei doi guvernatori ai voștri și Lilith, care se simte cel mai bine în zodia voastră, toate sunt într-o alianță fără precedent, într-un mare trigon. Și cu soarele undeva la mijloc, și soarele este în cazul vostru în cea mai înaltă poziție, pe mijlocul cerului, este în creștetul vostru. Parcă sunteți băgat în priză, bine să spun, direct la sursa divină. Primiți flux de informații. Voi sunteți o agenție de știri în perioada asta. Da, hai, nu vin știri, nu vin informații. E un upload. Dacă ați auzit vreodată termenul. De-aia am zis că v-ați conectat undeva la o sursă universală, divină. De acolo vine inspirație, vin soluții, vin rezolvări, vin oameni, vin resurse, dar trimise așa printr-un canal ciudat de comunicare. Și cum este un eveniment unicat până în acest moment, nu prea știți cum să-l gestionați. E nou, e străin, e ca o limbă străină, cam asta este, e un loc nou, e o activitate nouă. Vă trebuie timp să vă adaptați la povestea asta nouă, la limba asta străină pe care trebuie să o învățați. Pentru că metaforic vorbim pe canalul ăla de comunicare prin care vin de la Univers tot felul de soluții, nu vin în limbajul vostru obișnuit. Nu o să vină pe românește, din nou simbolic ceea ce spun. Bine, așa, într-o formă în care tot voi, de acum încolo, trebuie să o învățați, să o practicați, să o transformați într-o obișnuință și într-o zi o să aveți revelația și o să vă aduceți aminte. Mai uite, atunci, în luna iulie, eu am primit inspirația asta, eu am primit ideea asta, eu am primit calea asta. Atunci n-aș ști ce să fac cu ea. Eram un pic derutat, eram la început, era o răscruce, e ca o răscruce și sunteți într-o răscruce în care, hai să zicem, pe o cale este calea obișnuită de până acum. E, pe calea elaltă pe care trebuie să porniți, n-ați mai fost niciodată. Cum să mă descurc eu, o să ziceți, pe o cale pe care eu n-am mai mers niciodată? O să vă descurcați. De-aia este o perioadă în care toate cele trei elemente care vă reprezintă vă îndeamnă. Hai, pornește. Pun și de la capăt. E un moment de la care vouă vă place. Scorpionii iubesc momentele astea de pun și de la capăt. De noi începuturi, de altă țară, alt job, altă mentalitate, altă familie, altceva. Unde vă veți găsi locul de acum înainte. Clar, e ca atunci când îți schimbi domiciliu. Dar te muți de binele acolo. Nu e întreagă, nu e provizoriu ceea ce faceți. De acum înainte se pare că veți deveni de-al noului loc, luați-o la propriu sau la figurat, dar până veți învăța regulile, legile locului ăla, mediului ăla, familie nouă, țară nouă, job nou, mentalitate nouă, stil de viață nou, clar că durează. Și ca orice nou început, vă și sperie un pic, nu cunoașteți toate cele detalii, le veți învăța. Dar, repet, este vibrația provocării care vouă vă place. Când își bagă coadă Pluto, unul din guvernatorii voștri, normal că e ceva acolo care vă incită, mamă ce interesant, vă aruncați așa un pic, e un pic de o ispită care își bagă coada. Ispita riscului, ispita pericolului, ispita aventurii, luați-o ca pe aventură. Dar ca orice aventură, într-o zi o să-i cunoașteți toate chichițele. Acum probabil nu știți nimic, dar vă aruncați în noua direcție cu încredere nebună că vi se potrivește și vă poate schimba viața, cine știe, de acum înainte.